Mi-aduc aminte anul 2013, când fratele Brian a venit la mine și mi-a zis într-una din zile: frate Gabi, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă duc la școala de misiune. Am fost bucuros pentru că Dumnezeu a făcut o schimbare majoră în viața acestui băiat. Și am zis în mintea mea și în inima mea, și cred că mulți dintre noi, atunci când vedem pe cineva că Dumnezeu îl schimbă, îl umple de Duhul lui Cel Sfânt, de putere, ne bucurăm și noi ca și oameni, ne gândim care este direcția pe care Dumnezeu o dă în viața unui bărbat sau în viața unui tânăr. Și mulțumim Domnului, deși am zice noi, ne-ar fi plăcut, după ce ar fi gătat școala de misiune, să rămână cu noi. Însă Dumnezeu i-a pus pe inimă ca să, la vârsta de 19 ani, să lase America, să lase școala, gândindu-ne mai să facă mai mult, anumite geaburi, oportunități, și a zis: mă duc pe câmpul de misiune. Când a terminat școala de misiune, când cei din bordul de misiune au decis ca pe fratele Brian să-l trimită în Austria for a season, ca să aibă supravegherea lui cu ceilalți lideri care sunt acolo, centrul din partea de Europa de vest, eu am crezut că va fi o perioadă scurtă și apoi va veni înapoi acasă. Acolo Dumnezeu a dus în viața lui pe sora Claudia, care a venit din North Carolina, Brian din Portland, s-au întâlnit în Austria, în Europa. Și într-una din zile mi-a trimis un text message și mi-a zis că a întâlnit persoana cu care vrea să se căsătorească. N-am să uit niciodată lucrul acesta. Mi-a trimis o fotografie și m-am bucurat. După căsătoria lor, s-au mutat, Dumnezeu le-a pus pe inimă să se mute în România, să ajute lucrarea de acolo, în mod special în zona Aradului, zona Curtici, acolo unde este, s-a deschis un centru și au ajutat ca Dumnezeu să lucreze. Pentru noi, ca biserică, pentru noi ca și fraslujitori, cred că este o bucurie să vezi tineri care se dedică pentru a lucra pentru împărăția lui Dumnezeu. Și cred că în seara aceasta sunteți în asentimentul meu și nu cred că exagerez dacă aș spune: haideți să zicem din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și noi să zicem amin. Și facă bunul Dumnezeu ca să ridice oameni noi care să se dedice mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum, știind direcția care este pentru noi pentru anul acesta, și anume spiritual revival, dorința de trezire spirituală, eu cred că este o nevoie mare atât în comunitatea română din America, comunitatea română de peste tot, din Europa, din diaspora, pentru români și nu numai, pentru frații cu care noi suntem aici, pentru frații americani, pentru bisericile americane, este nevoie ca Dumnezeu să intervină. Și eu cred că intervenția aceasta Dumnezeu trebuie să o facă de la mintea și inima fraților slujitori, cei care dau direcția spirituală atât într-o biserică cât și într-o familie ca și cap de familie. Și aceasta este rugăciunea noastră și dorința noastră. Doamne, mai adu vrem de înviorare pentru Biserica Philadelphia. Și fie locul acesta un loc în care oamenii, atunci când vor veni să cadă la pământ înaintea lui Dumnezeu, păcatele să le fie date pe față, să se pocăiască, să ia hotărâri noi, Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt, să-i umple de Duhul lui Cel Sfânt și Dumnezeu să lucreze tot mai mult pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Așa cum știți, în perioada aceasta, la început de an, începem cu acele fundamente pe care noi credem și ceea ce noi ca și biserică ne bizuim, și anume cuvântul lui Dumnezeu și principiile, the core value which we believe. Și probabil sunt mulți oameni, tineri, familii, oameni în vârstă, care își pun întrebarea aceasta: de ce cred în ceea ce eu cred?
Why do I believe in what I believe? Aceasta probabil este o întrebare care ne macină mintea noastră. Borbandați de multe concepte teologice, borbandați de predicatori, de teleevangeliști, oameni care, unii dintre ei, nu toți, să nu mă înțelegeți greșit, parcă nu mai țin calea credinței. Dom'le, predică ce-i taie capul și cum îi taie capul. 40 de minute spun numai povești. Chiar într-una din zile am ascultat și eu pe un predicator și credeți-mă ce vă spun, după 20 de minute m-am enervat. M-am enervat pentru că în 20 de minute nu m-a ne-o povestit nimic altceva și apoi am zis, hai să nu fiu chiar atât de rău, să ascult predica până la sfârșit. Ascultați-mă, odată am menționat numele de Iisus Hristos și odată am menționat un verset din Biblie. S-au folosit de aspectul acesta doar să iei, să le dai cumva, iertați-mă că zic, dar zic, o bombonică, ca să o aibă și doar atât. De aceea eu cred că într-o vreme ca și aceasta, confuză, în care noi ca și națiune suntem loviți, este nevoie să înțelegem ceea ce noi credem și de ce noi ne bazăm pe aceste principii sănătoase în viața noastră. Aș vrea să încep în seara aceasta cu o analogie și anume faptul că atunci când mă gândeam la aspectul acesta, atunci când Dumnezeu a creat lumea și în mod special viețuitoarele mării, peștii și animalele care sunt în apă, le-a plasat in the perfect entourage, în perfectul loc, și anume în apă. Ele acolo își desfășoară activitatea și viața de zi cu zi, am zice noi. La fel atunci când Dumnezeu a creat ceea ce noi vedem cu ochii aceștia, natura, a creat pomii, a creat florile, toate lucrurile acestea le-a plasat într-un pământ care din pământul acela, aceste plante să-și tragă viața din soare, din apa care cade. Așa a făcut Dumnezeu și de multe ori ne minunăm în fiecare dimineață și în mod special primăvara, vara și nu numai, și toamna, când vedem acele flori minunate, acei pomi care înfloresc, acele culori frumoase pe care numai o mână divină le poate face. Și de multe ori atunci când ne uităm la ceea ce Dumnezeu a creat, când Dumnezeu a creat pe om, s-a uitat la sine, la el și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Eu vreau să vă spun în seara aceasta că apa, chiar dacă nu ar fi niciun pește în apa aceea, apa rămâne apă. Însă, peștele fără apă niciodată nu poate trăi. La fel și pământul acesta pe care noi călcăm și îl vedem, el poate să rămână pământ fără nicio floare și fără niciun pom, însă pomul și floarea niciodată nu va rezista, se va usca fără pământul în care el este înrădăcinat. La fel și cu Dumnezeu, Dumnezeu fără mine și fără fratele Silviu, că mă uit la el, Dumnezeu rămâne Dumnezeu, însă eu fără Dumnezeu, natura mea fără Dumnezeu, într-o bună zi se va usca, într-o bună zi voi muri, mă refer spiritual și apoi clar și în lumea aceasta voi muri. De aceea aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ceea ce a creat a făcut ca să depindă 100% de El. Și noi ca și familie, și noi ca și biserică, și noi ca și oameni, depindem 100% de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Petru, foarte înțelept, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, spunea în felul următor, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, se referea la generația care venea după el, se referea la familie, la biserica din vremea aceea și a zis în felul următor, fiți totdeauna gata, be ready to defend the truth, ca să fii gata tot timpul să răspunzi oricărui îți va cere ție și mie socoteală de ceea ce noi credem, și anume în cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce înțeleg este că Apostolul Petru s-a focalizat foarte clar și a zis orice val ar veni, orice situație ar veni, noi trebuie să stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci când copiii noștri în familie
Când frații în biserică, când oamenii au întrebări, noi să fim gata to defend de adevăr și să spunem ceea ce noi credem. Eu am mai spus lucrul acesta și aș vrea din nou să-mi încep mesajul de la statementul acesta, și anume, am zis de multe ori că right believing will lead us, me and you, exactly to right living. Dacă noi credem sănătos și înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră și lăsăm Duhul Sfânt ca să ne lumineze, ceea ce noi credem corect va face din mine și va face din noi ca și să trăim corect în conform cu Dumnezeu, cu relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu Sfânta Scriptură. De aceea cred că este foarte important pentru noi să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt atât în viața noastră, acea lucrare care este în primul rând internă, pe care Duhul Sfânt o face internally, în noi, înăuntru nostru, în viața noastră. Și așa cum știm, și spunea și fratele Brian aici, atât de frumos a explicat, și anume că în primul rând Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează în viața noastră interioară și El lucrează prin Cuvântul lui cel Sfânt. Asta este temelia, asta este baza la care noi credem lucrul acesta. Mai întâi Dumnezeu lucrează în viața noastră intern și apoi o să vedem mai târziu că explic și a doua parte vorbește și de extern. Și în primul rând fundația este 100% cuvântul lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă ceea ce eu cred. Eu cred că este și vocea aceea internă, vocea aceea de inner voice, pe care Duhul Sfânt ne vorbește nouă la nivel de minte și la nivel de inimă. Și vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Uitați-vă la Habacuc. Știți ce a spus Habacuc în capitolul 2? După ce în capitolul 1 a văzut toate nelegiuirile și a zis: Doamne, de ce mă lași să mă uit la ele? Ascultați-mă, nu l-a pus nimeni să se uite, el s-a uitat. Dar în capitolul 2 există o trezire spirituală în mintea lui, o numesc eu așa, în care vocea Duhului Sfânt îl convinge pe Habacuc și zice: Habacuc, nu te mai uita la lucrurile acestea, n-are niciun rost. Du-te la locul tău de strajă și ai să vezi ce am să-ți vorbesc eu prin Duhul Sfânt. Și atunci ne spune cuvântul Domnului, s-a dus Habacuc, capitolul 2, versetul 1, și apoi în capitolul 2, Duhul Sfânt îi zice: ia condeiul și scrie, pune pe piatră ceea ce eu îți voi da. Aduceți-vă aminte de Noe, omul acesta care a fost, ne spune cuvântul Domnului, un om neprihănit. Când Dumnezeu vine și spune la noi: Noe, pământul acesta este stricat, oamenii s-au stricat, nu mai ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ascultă de mine. Știți ceva, Noe? Pentru tine, familia ta și cei care vor să intre, uite, fă o corabie. Acum, nu știm exact, noi gândim că ar fi o perioadă lungă, însă 100% nu știm câți ani ar fi construit noua corabia aceea. Deducem din cuvântul lui Dumnezeu și estimăm că a fost câțiva zeci de ani în care el a construit. Noi, imaginați-vă să vină vecinul tău în fiecare zi să te butoneze la cap, să zică: mă copile, ce faci? Păi eu construiesc o corabie. De ce? Mi-a zis Dumnezeu prin Duhul Sfânt să fac lucrul acesta. Și oamenii se uita în jur și vedeau nimic altceva. Acum în Middle East tot timpul este cald, nu prea plouă acolo. Și oamenii aceștia se îl butona tot timpul la cap: Noe, ce faci? Însă omul acesta s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Când oamenii n-au mai vrut să audă vocea lui Dumnezeu, el s-a încrezut 100%. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta? Câteodată credința noastră în Dumnezeu trebuie să depășească chiar și legile omenești și legile naturii. Poate pentru unii e o exagerare ce spun. Însă când totul pentru om din punct de vedere omenesc și natural nu mai face niciun sens, dacă Dumnezeu îți spune un cuvânt, rămâi, dragul meu, ancorat în promisiunea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, cuvântul Duhului Dumnezeu se vede și într-un mod extern în viața noastră. Și tot așa este cuvântul lui Dumnezeu, se vede o schimbare prin cuvântul lui Dumnezeu.
Nu mai gândim cum am gândit, nu mai acționăm cum am acționat, nu mai vorbim cum am vorbit, nu ne mai comportăm cum ne-am comportat. De ce? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu produce sfințenia în viața noastră și mai mult, și mai mult, și mai mult. În fiecare zi suntem transformați în imaginea perfectă a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar eu cred că Duhul Sfânt și în ziua de astăzi vorbește, deși unii probabil nu mai cred, dar eu cred că Dumnezeu vorbește prin revelații personale. Eu cred că Dumnezeu mai vorbește prin vedenii. Putem să zicem amin? Eu cred că Dumnezeu mai vorbește și astăzi prin prorocii. Asta nu înseamnă că dacă un proroc este fals, toată lumea este falsă, nu! Și asta înseamnă că noi cu atât mai mult ar trebui să vedem și să înțelegem că tot ceea ce vine de la Dumnezeu nu poate să iese în afara cuvântului lui Dumnezeu. Ce este în afara cuvântului lui Dumnezeu? Dați-mi voie să vă spun. Și dacă cineva se va supăra, nu este de la Domnul. Toate vedenile, toate prorociile, filtrul este cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să zicem amin. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea proroci sănătoși, cei care au daruri spirituale să vadă bine, să audă vocea lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie glorificat. Și în seara aceasta vom merge, al patrulea este doar un gând practic, dar aș vrea să ne focalizăm la trei aspecte și anume să vedem a biblical view about the baptism in the Holy Spirit. În a doua parte, aș vrea să vorbim despre the value, ascultați-mă, the value of speaking and praying in tongues. The third point I want to highlight tonight is to talk about the purpose of the baptism in the Holy Spirit în viața noastră. Și în concluzie, o aplicație practică referitor la lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, tineri dragi, botezul cu Duhul Sfânt nu este doar un aspect teologic din Sfânta Scriptură, ci eu cred din toată inima în seara aceasta că botezul cu Duhul Sfânt este un aspect și practic în viața noastră. Nu numai doar că am învățat sau că teologia noastră s-ar baza pe aspectul acesta, dar este un aspect pe care eu cred și Domnul să-l dea și pentru asta o să postim astea trei săptămâni începând de mâine, dacă Dumnezeu ne ajută, și apoi de la începutul lunii februarie, două săptămâni, ne vom întâlni în fiecare zi la rugăciune, ca Dumnezeu să umple, ca Dumnezeu să boteze, ca Dumnezeu să pecetluiască, ca Dumnezeu să învioreze biserica Lui și ca Dumnezeu să facă toate lucrurile acestea. Și în primul rând, dragii mei, aș vrea să ne uităm să vedem ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți teologi reformați în ziua de astăzi, reformatori, care am putea foarte ușor pentru mine să vin în seara aceasta să vă spun ce zice Stanley Horton, a very like hardcore Pentecostal, sau MacArthur, care are o altă teologie cu privire la lucrurile acestea, însă aș vrea să ne uităm să vedem ce ne spune nouă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă lucrurile acestea de lângă noi încearcă să ne influențeze, că este mult mai ușor să asculți decât să citești tu și să adâncești, aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să-ți schimbe inima și să mergem înapoi la the roots, la the foundation. Spuneam și duminica trecută, ne uităm estetic la o casă ce frumos este, dar nu ne uităm la fundație pentru că nici ne trece prin cap să vedem cât de frumoasă e fundația, dar fundația este vital part in the construction. Și dumneavoastră care sunteți constructori, mulți din biserică, știți lucrul acesta. Problema este, pe care eu o văd, este că unii oameni spun așa: acest botez cu Duhul Sfânt este doar pentru o categorie mai specială de oameni. Și ar veni unul să spună, este doar pentru ăla care a urcat nu știu câte trepte în sfințenie și Dumnezeu îl botează cu Duhul Sfânt. Ascultați-mă ce vă spun, ce înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că eu am merit sau dumneavoastră aveți meritul. Meritul este în jertfa lui Iisus Hristos.
De aceea noi înțelegem în seara aceasta că singurul lucru atunci când vrem să fim botezați, umpluți de Duhul lui Dumnezeu, to surrender 100% to Jesus Christ. Nothing else. Să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos să-și împlinească promisiunea aceasta cu privire la mine și cu privire la tine. Eu, atunci când am stăruit, aveam 15 ani, când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, de multe ori mă uitam la aspectul acesta și ziceam eu în mintea mea, păi eu am postit mai mult ca ăla. Și foarte interesant că mă duceam, eram la liceu în Arad, la liceu teologic, pentecostal, și m-am dus, atunci au fost ani de trezire spirituală, la biserica din Michelaca, Bujac, Grădiște, cei care sunteți din zona aceea cunoașteți. Ne duceam într-o seară botezat Dumnezeu câte 60 odată. Dom'le, sute, credeți-mă ce vă spun, de la noi din școală, 90% în anul acela am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Toată lumea de la noi din clasa noastră a fost botezat. Când începeam orele, începeam cu rugăciune, apoi credeți-mă, erau zile când începeam la 8 să ne rugăm și ne opream la 12 când trebuia să plecăm acasă. Așa era, așa au fost timpul acela. Și mă uitam eu și ziceam, mă comparam cu oamenii de lângă mine, cu colegii mei, că cu ei mergeam la străință. Și ziceam, păi stai că eu săptămâna asta am postit de 3 ori. Și el, domnule, l-am văzut la fotbal, ziceam eu în mintea mea. Sau l-am văzut acolo. Dar știți care este secretul? Atunci când te duci la Iisus Hristos, tu should run 100% să zici, Doamne, here I am. Sunt gata, botează-mă, umplă-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Eu nu pot prin neprienirea mea, mă uitam la neprienirea mea, cât de neprienit sunt eu. Și vreau să vă spun că promisiunea aceasta este, în primul rând, o găsim scrisă în Vechiul Testament. Nu este invenția păstorilor, nu este invenția pentecostalilor, nu este invenția a unui teolog, este exact mesajul lui Dumnezeu, Ioel, capitolul 2. Capitolul 2, versetul 28, versetul 29 și le-am pus și dumneavoastră știți că vreau să trec fugitiv. Este o promisiune din Vechiul Testament. Mai mult decât atâta, promisiunea aceasta este o promisiune chiar înainte ca Domnul Iisus Hristos să-și înceapă activitatea. În Marcu, capitolul 1, versetul 8, Ioan Botezătorul spunea, eu am să vă botez cu și cel ce vine după mine, la cine se referea? La Domnul Iisus Hristos. De aici înțelegem că cel care botează cu Duhul Sfânt nu este mama, nici tata, nu sunt păstorii, nu e biserica. Este Iisus Hristos. Glorie și mărie să fie numele Lui cel Sfânt pentru lucrul acesta. Mai mult decât atâta, aș vrea să spun al treilea lucru despre lucrul acesta, despre botezul biblic, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu. Este o promisiune a lui Dumnezeu pentru noi. Așa am citit în ziua de astăzi, nu? Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Înainte ca Domnul să plece, a spus, să plece la cer, a spus, pentru tine, pentru mine, pentru generația care vine, veți primi o putere de la Dumnezeu. Mai mult decât atâta, este botezul cu Duhul Sfânt, este un dar de la Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Asta înseamnă că dacă e un dar, you cannot earn that gift. Dacă cineva ți-l dă, îl primești și în mod special înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez aspectul acesta, să nu înțeleagă cineva greșit. Cel care este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt este omul care are o relație cu Iisus Hristos. Este schimbat, este spălat, este noit de Domnul Iisus Hristos. Pentru că întunericul cu lumina n-are cum să fie. Să n-avem impresia aceasta că oricum putem veni. Dumnezeu pune Duhul lui cel Sfânt într-un vas nou, curat, mărit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Și uitați ce spune Apostolul Petru, nu? Care a fost mesajul? Când oamenii au întrebat ce să facem după ce apostolii au primit Duhul Sfânt, cei aproximativ 120 de oameni au primit, s-au rugat. Mesajul a fost clar, pocăiți-vă. Aceasta este primul step. Este pocăința mea, este pocăința soției mele, pocăința copiilor mei, este pocăința și apoi veți primi. Și facă bunul Dumnezeu să înțelegem aspectul acesta biblic. În al doilea rând, dragii mei, am să mă duc în direcția aceasta și pornesc de la aspectul acesta și o să vorbim despre the value
valoarea care există și care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care noi ca și copii al lui Dumnezeu vorbim în alte limbi. Este biblic, este o învățătură care noi credem și de asta aș vrea să highlight în seara aceasta aspectul acesta foarte important. Faptele Apostolilor scoate în evidență, și aici aș vrea să atenție, double attention. Faptele Apostolilor scoate în evidență 5 pasaje biblice unde oamenii au fost botezați, umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt. Este adevărat. În Faptele Apostolilor 2, Faptele Apostolilor capitolul 10, capitolul 19, este o evidență clară când oamenii aceia au primit Duhul Sfânt, ne spune cuvântul Domnului că au vorbit în alte limbi. În două pasaje din Biblie, și anume capitolul 8, atunci când Petru și Ioan merge la Samaria, și capitolul 9, când apostolul Pavel se întâlnește, are revelația aceea cu Domnul Iisus Hristos, nu ne specifică că s-a existat o vorbire în alte limbi. Dar, ascultați-mă, nu trebuie să ne oprim aici. Deducem și vă spun de unde. În cadrul samaritenilor, creștinilor din Samaria, cuvântul Domnului ne spune că oamenii aceștia au primit Duhul Sfânt când apostolii Petru și Ioan au pus mâinile peste ei. Deducem de acolo că oamenii aceștia când au fost umpluți de Duhul Sfânt au vorbit în alte limbi. De ce? Pentru că era un om acolo, Simon Magul, care atunci când a văzut ceea ce face Petru și ceea ce face Ioan, ce a zis omul acesta? Vă dau bani, dați-mi și mie lucrul acesta. Eu vreau să vă întreb ceva. Credeți că Simon Magul s-ar fi dus la Petru și la Ioan dacă n-ar fi văzut un lucru supranatural? Eu nu cred că s-ar fi dus. De ce să te duci la un om să-i dai ceva, să-i oferi bani pentru un lucru dacă este ceva normal? Te uiți la el, se dă cu bicicleta, doar nu-i dai bani să te dai și tu cu bicicleta, nu? Că știi. Însă de aici deducem că a existat ceva supranatural care omul acesta a văzut și în răutatea inimii lui a crezut că se poate cumpăra lucrul acesta. Faptele Apostolilor, capitolul 19, când apostolul Pavel mergea pe drumul ca să aresteze creștinii, să-i ducă în pușcărie, în gel, când are revelația aceea, ne spune cuvântul Domnului și am să deschid cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 17, Anania, spune cuvântul Domnului, a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saul, Domnul Iisus Hristos care ți-a arătat pe drum pe care veneai, m-a trimis, care ți s-a arătat pe drum pe care veneai, m-a trimis ca să scapeți vederea și să fii umplut, să te umpli de Duhul Sfânt. Este adevărat că Biblia nu ne zice aici că Pavel ar fi vorbit în alte limbi, dar, ascultați-mă, ce spune apostolul Pavel despre lucrul acesta? Știți ce spune apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune foarte clar, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât... A vorbit apostolul Pavel în alte limbi? Spuneți da, fraților! Aleluia! A vorbit! Măriți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dar greșeala pe care eu o văd și am văzut-o și în viața mea, am văzut-o și în viața altor tineri și în viața fraților unii mai în vârstă, este că hop-top, atunci când suntem botezați de Domnul și am vorbit odată în alte limbi, cumva ne-am accomplished the status și am zis, gata, ajunge. Dumnezeu m-a botezat și nimic altceva, am vorbit odată în alte limbi și nu mai vorbesc. Eu știți ce cred? Eu cred că lucrul acesta, umplerea aceasta, trebuie să se manifeste și să tânjim ca să fie în fiecare zi, în viața noastră, în aspectul nostru, în viața noastră de zi cu zi. Problema pe care eu o văd este că ne mulțumim că odată 30 de ani, 40, 50 de ani, am avut odată o experiență, a fost frumos și acum gata. Nimic. Dragii mei, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 14. Vă rog, deschideți Bibliile la 1 Corinteni, capitolul 14, să vedem în seara aceasta care este rolul și importanța vorbirii în alte limbi în viața noastră. Și ascultați-mă, when we are speaking in tongues, we are speaking directly to the Lord, to God Himself. 1 Corinteni, capitolul 14,
Versetul 2, uitați, să-l deschid și eu, deși l-am afișat acolo pe ecran, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2 spune așa: în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Dragii mei, asta este un beneficiu mare pe care noi îl avem. Este o binecuvântare pe care noi avem. Vorbim direct lui Dumnezeu. Este un beneficiu pe care noi îl avem. Al doilea lucru, atunci când ne rugăm în alte limbi și când vorbim în alte limbi. When we speak in tongues, we are speaking lucrurile misterioase. Noi vorbim lucrurile, tainele lui Dumnezeu. Dar ce spune a doua parte a versetului 2? Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Aici este frumusețea. Când poate unii oameni din jurul tău nu te înțeleg, atunci în momentul când ai your prayer with Jesus Christ, your devotion, și te rogi în alte limbi, oamenii nu o să înțeleagă, dar tu vorbești direct lui Dumnezeu, tu spui direct tainele lui Dumnezeu, vorbești taine. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și în al treilea rând, atunci când vorbim, when we speak in tongues, ne întărim noi pe noi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați ce spune aici în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 4. Hai să citești și versetul 3. Cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, aici este clar scopul prorociei, spre sfătuire și spre mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Și dragii mei, frați și surori, tineri dragi, ascultați-mă, nu vă mulțumiți like 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, last year you spoke in tongues. Pray every day in tongues. Că dragul meu, spui direct lui Dumnezeu, vorbești taine cu Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, într-o vreme atâta de tulbure, pe tine te întărești înaintea lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun, au fost și momente pentru mine ca și lider, ca și pastor, stând de vorbă cu tineri, cu frați, când am fost gol, când am fost parcă lovit, n-am mai știut. Și m-am dus în timpul meu cu Dumnezeu și am început să mă rog în alte limbi și explicație logică, parcă n-avem cum să dăm, dar în momentul acela o putere a venit peste mine. În momentele acelea Dumnezeu mi-a revelat tainele Lui. În momentele acelea am știut cum să răspund oamenilor. În momentele acelea m-a zidit pe mine. De ce? Pentru că eu cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta spre zidirea noastră personală. Atunci când cineva prorocește, prorocește pentru biserică, pentru trupul Domnului Iisus Hristos. Este darul care este folosit pentru alții. Darul vorbirii în alte limbi este pentru tine, pentru zidirea ta personală. De aceea, dragul meu, atunci când stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, personală, când o faci tu, roagă-te cât mai mult în alte limbi. Acesta este sfatul meu pentru tine în seara aceasta. Și vei vedea rezultatele, când Dumnezeu te va întări, când Dumnezeu te va lumina, când Dumnezeu îți va revela tainele sale divine și vei fi zidit și o binecuvântare pentru lucrarea și împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, aș vrea să vedem și care este rolul botezului cu Duhul Sfânt în viața noastră, uitându-ne într-un aspect practic, ceea ce face și care este rolul botezului cu Duhul Sfânt în viața noastră. Și în primul rând, am citit în seara aceasta a Faptele Apostolilor 1, versetul 5 și Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31. Ne spune lucrul acesta. Atunci, în primul rând, când ești botezat de Domnul, ești botezat și vei primi o putere de la Dumnezeu ca să fii martor în lumea aceasta. Eu poate exagerez un pic că spun și unii o să râdă, dar eu nu cred că Dumnezeu are nevoie de boring witnesses care plictisesc. Eu cred că Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie umpluți de puterea lui Dumnezeu și în momentul acela când deschid gura, Dumnezeu din cer să vorbească prin ei. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, la lucrul acesta. Nu uitați,
Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu din Vechiul Testament. A fost promisiunea lui Dumnezeu pentru noi, că este pentru tine, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru soțiile dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nepoțile și cât Dumnezeu va mai îngădui generații și generații care vine. Dumnezeu este promisiunea lui Dumnezeu și eu cred că într-o vreme ca aceasta, mai mult ca oricând, este nevoie de adevărați martori a lui Iisus Hristos, împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, cu o teologie sănătoasă, cu Sfânta Scriptură în mână, care să învețe pe oameni adevărul curat al lui Dumnezeu. Și atunci eu cred că Dumnezeu va mântui, eu cred că Dumnezeu va vindeca, eu cred că Dumnezeu va elibera, eu cred că Dumnezeu va lucra cu semne și minuni. Și eu zic, Doamne, ridică oameni un plus de Duhul Tău cel Sfânt. Al doilea lucru, noi suntem echipați cu darurile Duhului Sfânt. Și spune în 1 Corinteni, capitolul 12, acolo este o listă frumoasă despre aceste daruri spirituale. Atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu deschide supranaturalul în viața ta ca să primești aceste daruri spirituale din partea lui Dumnezeu. Nu vorbim de abilitatea mea de a cânta sau abilitatea mea de a fi un welcome person or something like that. Nu, ci vorbesc despre acele daruri spirituale, nouă daruri spirituale, dar de înțelepciune, dar de deosebirea durilor, dar de facerea semnilor și minunilor, dar de credință. Este nevoie, întrebarea mea, conform 1 Corinteni, capitolul 12, este nevoie de aceste daruri în ziua de astăzi? Sigur că este, frați și sorori. Este nevoie în familiile noastre, în viața tinerilor și în viața noastră. Și al treilea lucru care, la fel de important, să nu uitați aspectul acesta, atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, este o confirmare clară că tu ești copilul lui Iisus Hristos. Este o confirmare clară că și tu ești copilul lui Iisus Hristos. Și aduceți-vă aminte, vreau să vă dau un exemplu. Atunci când noi am încheiat botezul în apă și am mărturisit public că Iisus Hristos, la botez, că este Mântuitorul nostru, la botezul în apă, gura mea și gura dumneavoastră a tuturor mărturisește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. La botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu din cer mărturisește despre tine că tu ești copilul Lui. Amen. Și Dumnezeu să ne facă să înțelegem aspectul acesta și lucrul acesta. Și am să citesc versetele acestea. Haideți să le citim. Galateni, capitolul 4. Uitați ce spune versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată, El este Tatăl nostru. Numai un om care este copil, care îl declară pe Dumnezeu Tată, acel copil este mântuit. De aceea botezul cu Duhul Sfânt, una dintre calitățile lui este confirmarea 100% că tu ești al lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și Dumnezeu să fie slăvit și mult binecuvântat. Și în încheiere, al patrulea lucru, aș vrea să vedem practic ce se întâmplă atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt în viața noastră. Dragii mei, uitați ce spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Haideți să deschidem Biblia. N-aș vrea să vorbesc eu, ci să vorbească cuvântul Domnului. Sunt acești oameni care Domnul le zice foarte clar, nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. De ce? Atunci când veți primi puterea, voi o să fiți martori, spune cuvântul Domnului în 1 Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Martori în Ierusalim, adică la tine acasă, că erau în Ierusalim oamenii aceia. Apoi merge mai departe, în area unde Dumnezeu ne-a pus, în statul unde Dumnezeu ne-a pus, în Iudeia. Apoi merge mai departe, statele vecine, Samaria și toate celelalte locuri. Și apoi Dumnezeu zice foarte clar, Domnul Iisus Hristos zice, și investi martori până la marginea pământului. Și oamenii aceștia au înțeles, acum
Dumnezeu, deși au fost ucenicii Domnului, au umblat cu Domnul 3 ani și jumătate, au văzut minunile lui Dumnezeu, puteau să zică oamenii aceștia foarte simplu și foarte clar. Păi, cine mai trebuie? Ochii noștri au văzut, urechile noastre au auzit, mâinile noastre au pipăit, noi am văzut minunea lui Dumnezeu, noi acum ne ducem. Dar staționarea lor, așteptarea lor în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, mie îmi dă de gândit că este ceva vital în viața noastră. Să pleci, să predici Evanghelia, să faci o lucrare și în momentul acela să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și uitați ce ne spune cuvântul Domnului, după ce oamenii aceștia au fost umpluți de Duhul Domnului, când oamenii au auzit tunetul acela, vâjâitul acela, probabil s-au speriat ce se întâmplă, să fim în ziua mare, încercați un pic să vă imaginați scena aceea, să mergi pe stradă și dintr-o dată să auzi un vuiet, toată lumea, te sperii. Mai mult decât atâta, să-i vezi pe ucenicii aceia, că ce-au spus oamenii? Oamenii aceștia sunt plini de, adică piliți, cu alte cuvinte. Păi, dragul meu, când îți dai seama, când îți dai seama că un om este beat, ți se par un pic mai ciudat dacă te uiți la el. Oamenii aceștia erau umpluți de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, ascultați-mă, nu trebuie să judecăm right away când cineva stăruie și probabil se roagă și este umplut de prezența lui Dumnezeu și probabil se manifestă cumva mai ciudat. Ascultați-mă, nu este Duhul Sfânt care îl trântește și asta, este reacția lui la puterea lui Dumnezeu. Că îți ridici mâinile spre cer, că strigi înaintea lui Dumnezeu, te bucuri, este prezența lui Dumnezeu în viața ta. Și oamenii aceștia, cuvântul Domnului ne spune, se ridică Petru, cel care a fugit, l-a urmărit pe Domnul mai de departe, s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, ascultați, bărbaților, israeliți, ascultați cuvintele acestea. Și începe să le predice Evanghelia. Și în momentul acela, aproape 3.000 de oameni se întorc la Domnul, la o simplă predică. De ce? Că în spatele simplității acelea era o putere divină. Era puterea lui Dumnezeu care a schimbat inima și mintea acelor oameni. Și ne spune cuvântul Domnului, știi ce au zis oamenii aceștia? După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși. Nu intelectul meu și filozofia mea va străpunge inima unui om, ci Duhul lui Dumnezeu și puterea Evangheliei. Și spune, după ce au auzit cuvintele aceștia, au rămas străpunși în inimă și au zis Petru și celorlalți apostolilor, fraților, ce să facem? They got empty, they did not any option. Decât apostolul Petru se uită la ei și zice, pocăiți-vă, veniți la Iisus Hristos. Veniți la Iisus Hristos. Și ce înțeleg eu? Că atunci când ești umplut de puterea lui Dumnezeu, mesajul tău se va schimba. Nu va mai fi ăla boring. Nu va mai fi ăla plictisitor, va fi ăla de putere, plin de pasiune pentru Dumnezeu, plin de pasiune pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Mai mult decât atâta, ne spune cuvântul Domnului în felul următor, versetul 42 din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în înfrângerea pâinii și în rugăciune. Știi ce înțeleg eu? Că acea experiență pe care o vei avea în viața ta când îți va schimba inima, te va duce la Evanghelia lui Iisus Hristos, te va duce la biserică, să cauți părtășia cu oamenii, te va duce în prezența sfinților lui Dumnezeu, te va motiva, nu vei mai putea sta acasă, nu vei mai fi omul acela care să stai acasă și să te plictisești de toate lucrurile, să iei telefonul, să te uiți, când vei auzi că este rugăciune, vei fugi la rugăciune, când auzi că este miercurea tineret, vei veni la tineret, când auzi că este joia biserică, vei veni joia. Când auzi că este duminică, vei venea. De ce? Pentru că acel Duhul Sfânt care este în tine și care lucrează, te va duce în prezența lui Dumnezeu și te va duce în prezența sfinților. Și mai mult de atât, uitați ce spune cuvântul Domnului. Fiecare, versetul 43, erau plini de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Atunci când Dumnezeu te va umple cu Duhul lui cel Sfânt și îți va da darul spiritual, Dumnezeu se va folosi de tine și aceasta este rugăciunea noastră, frate Brian. Dumnezeu să folosească acolo unde ești și pe noi aici, pe copiii noștri, ca Dumnezeu să le dea daruri spirituale, ca Dumnezeu să lărgească împărăția lui Dumnezeu prin ei. Nu numai noi ăștia, generația mai tânără, să gândim în mintea noastră, să zicem, am auzit la mămica și la tăticu și am auzit la bunica și să ne gândim la România ca la un story ce-a fost.
Este real, Dumnezeu nu s-a schimbat. Puterea Lui este aceeași, este aceeași, depinde de mine și de voința mea în care să mă dedic înaintea Domnului, să zic, Doamne, aici sunt, înaintea Ta și în prezența Ta. Dragii mei, frați și surori, aș vrea să ne...